Premierul Viorica Dăncilă nu se dezminte nicio zi când vine vorba de a face gafe. Aflat într-o vizită la Târgu Ocna pentru a verifica stadiul lucrărilor de regularizare a albiei râului Slănic, Dăncilă a reușit un adevărat record la greșelile de exprimare făcute. În numai câteva minute de discuții și declarații, premierul României a gafat de numai puțin de 6 ori. 1. Vrem să mergem pe prevenire și mai puțin pe înlăturarea calamităților sau înlăturarea dezastrelor produse de calamități. 2. Ne-am trezit dintr-o dată cu țara cu mii de calamități, cu multe aluviuni și cu multe probleme create datorită interperiilor vremii. 3. Am fost aici atunci când calamitățile au provocat atâtea neajunsuri, atâtea dezastre. 4. Să nu uităm, după decembrie, vremea nu știm cum va fi, în fiecare an a fost vremea foarte capricioasă, vin zăpezile și atunci putem să ne confruntăm din nou cu situațiile pe care le-am avut în iunie-iulie. 5. Datorită interperiilor vremii am avut calamități, nu în toată țara. 6. Am văzut anumite lucruri care nu sunt conforme cu realitatea.